Semne bune anul are pentru piața imobiliară a începutului de an. După 3 ani în care nu au avut căutare în lunile de iarnă, terenurile par să le facă acum cu ochiul bămărenilor dornici să investească. Și în ceea ce privește apartamentele, lucrurile încep să se miște. Semne sunt. Există o cerere și de apartamente și de... Pentru prima dată când ni s-au cerut terenuri în luna ianuarie, deci de 3 ani nu ne-a mai întrebat nimeni de terenuri și încet, încet am avut 2 cereri de terenuri. Sigur că asta se pare că orică a trecut parte din criză, orică lumea devine mai serioasă și zice, haide, totuși să ne facem investiții de care avem nevoie. Cererea pentru imobile vine atât din partea persoanelor fizice, cât și din partea societăților comerciale. De departe însă, afacerea lunii ianuarie o reprezintă chiriile. Sunt proprietățile cele mai vehiculate în acest început de an de către agenția noastră. Din punctul acesta de vedere, să zicem, că ar fi afacerea lunii ianuarie. O veste bună vine și dinspre bănci. Din primele semnale, câteva instituții bancare intenționează să scadă dobânzile.